Bună ziua, dragele mele! Bine ați venit la un nou episod în care vă voi spune cum am picat eu bacul. Da, după cum ați văzut și în titlu, vă voi spune povestea mea. Și mai exact cum am picat bacul. Să începem acum. Eram în anul 2015, în luna mai, mai exact, cu o lună înaintea bacului. Mă pregăteam intens la toate cele trei materii pe care le-am avut în susținerea bacului, respectiv matematică, română și biologie. La matematică am început să iau meditații, pregătindu-mă cu un profesor în care mi-am pus speranța că voi trece având măcar nota 5 la bac. Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Acum să revin la ce vreau să vă spun. Mai exact în data de 8 mai 2015, trebuia să merg la Timișoara împreună cu bunicul meu. Dar a fost o zi ghinionistă, dacă pot spune așa. Și mi s-a întâmplat un accident de mașină. Când ne-am întors în drum spre orașul meu natal din Timișoara, am suferit un accident de mașină în care am fost implicată atât eu cât și bunicul meu. Eu fiind rănită mult mai grav decât a fost el. M-am dus înapoi cu salvarea la Timișoara, unde medicii au constatat faptul că mi-am fracturat gâtul în două locuri. Și împreună cu familia mea au hotărât să-mi monteze un gips pentru următoarele 2 sau 3 luni. Acele 2 sau 3 luni însemnau exact faptul că eu voi da bacul în gips. Chiar nu m-am așteptat să mi se întâmple asta, mai ales în acel moment al vieții mele, având în vedere faptul că eram foarte pregătită atât din punct de vedere fizic cât și psihic să susțin bacul, dar uite totuși că mi s-a întâmplat acest eveniment tragic. În luna iunie am început să susțin bacul. Prima oară am susținut probele acelea de competențe lingvistice pe calculator și la limba și literatura română, le-am trecut cu brio, iar mai apoi, era cam jumătatea lunii iunie, într-o luni am susținut proba la limba și literatura română. Subiectele mi s-au părut acceptabile, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun, nimic foarte greu și la subiectul 3 am făcut acel eseu foarte detaliat și foarte bine argumentat. Iar rezultatul meu la limba și literatura română a fost 9,40. La următoarea probă, era parcă miercuri, da. Deci următoarea probă am avut-o la matematică într-o zi de miercuri. Subiectele mi s-au părut puțin mai grele decât cele de la română, dar mi s-au părut așa poate și pentru că eu nu eram suficient de pregătită la matematică. Acum, ce să vă zic, la matematică s-a întâmplat marea mea surpriză, iar eu nu am promovat examenul de bac, obținând nota 3,50, cam pe undeva pe acolo m-am clasat. Subiectele, după cum vi-am spus, nu mi s-au părut foarte grele, dar eu neștiind și nestăpânind bine materia, nu am putut să le rezolv încât să promovez examenul. Iar vineri, în ultima zi de bac, am susținut bacul la biologie, unde am obținut nota 7. Acum să revin la perioada cu accidentul. Deci tot ce v-am spus eu până acum s-a întâmplat la mine acasă. Eu am susținut bacul la mine în bucătărie. Am avut exact ca la liceu camere de supravegheat. Supraveghetor, deci exact aceleași condiții, exact ca la liceu, ca un bacalaureat normal, susținut în condiții optime.
Doar că eram în gips, încă. Gipsul l-am ținut până undeva prin luna august sau septembrie. Cred că până pe la începutul lunii septembrie am ținut acel gips, acel corset. Era mai mult ca un corset făcut, deci îmi cuprindea și capul, aveam pe cap ca o cordeluță și se continua până la brâu, până undeva pe aici. Când am văzut nota de la matematică, a fost un șoc pentru mine, în primă fază, dar mi-am revenit, să zic, destul de repede și mi-am schimbat meditatorul, știind clar că trebuie să fac ceva ca să promovez și proba de la matematică. Am contactat un alt meditator împreună cu care am reușit la sesiunea a doua a bacului, la sesiunea din toamnă, să promovez bacul cu nota 5-50. Vreau să vă spun că acele două luni, deci din luna iunie până în luna septembrie când s-a susținut bacul, au fost groaznice pentru mine. Mă duceam în fiecare zi la meditații, în fiecare zi aveam teme de făcut foarte multe, îmi era și foarte cald din cauza gipsului care era pe mine și nu puteam să-l dau în niciun fel jos. Dar până la urmă totul s-a încheiat favorabil pentru mine, obținând astfel notă de trecere la a doua prezentare a bacului, cea din luna septembrie. Acum că am terminat cu povestea despre cum am promovat eu bacalaureatul, vreau să vă spun că după promovarea bacului m-am înscris și la o facultate, dar asta o să vă spun într-un vlog viitor, pentru că cel de astăzi era strict doar pe cum am promovat eu bacul și cum am picat prima oară proba la matematică. Iar nu în ultimul rând, vreau să vă spun niște mici sfaturi, idei, având în vedere că perioada asta este exact perioada bacului. În primul rând, vreau să vă spun că dacă vreți să vă înscrieți la bac, ar trebui să vă apucați de învățat cu minim 4-5 luni înainte de susținerea probelor scrise. Nu lăsați toată materia pe ultima sută de metri, pentru că nu veți face față, vă veți trezi cu câteva zile înainte de bac că nu știți mare lucru și veți intra în panică neputând promova examenul, pentru că totuși este multă materie și dacă nu ai învățat temeinic și din timp, măcar cu câteva luni înainte, nu o să reușești să-l iei. Un al doilea sfat ar fi faptul că în ziua bacului va trebui să fiți foarte calmi și liniștiți, să încercați să nu vă agitați, să nu vă gândiți la altceva în afară de subiectele pe care le veți primi la bac și să încercați să vă canalizați toată energia către acel examen. Să lăsați grijile sau distracțiile cu prietenii sau chiar gândurile spre viitoarea vacanță. Pentru că în aceea zi trebuie să vă concentrați toate forțele și să vă adunați în așa fel încât să obțineți o notă cât mai mare pentru a vă ieși acea medie de 6, cât aveți nevoie pentru promovarea bacului. Iar un ultim sfat de la mine pentru voi ar fi, dacă aveți cumva posibilitatea, să apelați și la un meditator, măcar cu 2 săptămâni înainte de bac, să vedeți cam care ar fi nivelul vostru și măcar să faceți niște teste din acelea din care se dau pe subiecte. Subiectul 1, subiectul 2 și subiectul 3. Măcar să vedeți un nivel unde vă clasați și măcar în ultimele 2 săptămâni să încercați să mai îmbunătățiți ceva din lipsurile sau din subiectele pe care nu sunteți așa de siguri. Cam asta ar fi pentru episodul de astăzi. Vă voi aștepta pe săptămâna viitoare cu un nou episod și dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să vă abonați și să mă susțineți cu un like. Vă pup!